teu sabor a mel, o cheiro dessa pele, causa inevitável sarilho. Viver sem te dar stress, toda a gente esquece. Fazia se pudeste um filho. És tão boa, 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 és tão boa. Cam așa a fost atmosfera azi în bucătăria unui restaurant din Giurgiu. 22 de dascăli din Turcia, Lituania, Cehia, Irlanda, Portugalia și România au gătit produse tradiționale țărilor din care provin în cadrul proiectului European Tradition and European Sky derulat de Școala 7. Dascălii bucătari au folosit atât ingrediente românești cât și din țările de origine, însă niciunul nu a vrut să dezvăluie secretul rețetei. Aici avem un buls cu ciuperci, însă este îmbunătățit, deci s-a făcut mămăligă, fiartă în lapte. Și după ce s-a fiert mămăliga, am pus un strat de mămăligă, un strat de brânză, mămăligă, un fel de tort de mămăligă, așa, cu ciuperci, cu kaiser, cu cârnăciori și deasupra voi pune ouăle acestea. Așa, le băgăm un pic la cuptor și pe urmă este totul minunat. We are cooking our Lithuanian national dish, big pancakes with the wild mushrooms, dried wild mushrooms. We have shepherd salad in here, shepherd salad, tomatoes, cucumbers, and all the vegetables that include the season. We are cooking bacalhau abras. In English, we'll say a cold fish abras. That is the translation. I see you put beer. Yes. It's all right. Guinness. Irish Guinness. It's beef and Guinness stew. So the Guinness is the secret ingredient. Tell me more about your recipe for today. It's got Irish beef and garlic and carrot, onion, potato and Guinness. It's a traditional food in your country? Yes, yes. Maybe not always with Guinness. We are cooking just really simple one. It's fried potato pancakes because we didn't know how much time we have and what will the conditions be like. So yeah, just grated, put some potatoes, some spices in it, a bit of flour, a bit of milk, egg, not anything, you just fry it and then you can fill it with different things or just, you know, put some vegetables with it, whatever you want. Profesorii cu valeități de bucătare au petrecut 2 ore în bucătărie, timp neirosit, pentru că la final ceea ce a ieșit i-a uimit pe toți. Ca să traducem pe înțelesul tuturor, echipa Portugaliei a gătit bacalhau abras, un fel de turte cu cartofi. Lituanienii au făcut clătite cu umplutură de ciuperci sălbatice, cehii au gătit și ei clătite, dar cu cartofi prăjiți, irlandezii au preparat pește, iar echipa Turciei o salată a ciobanului. Toate aceste produse au fost degustate și, judecând după farfurile goale, ne-am dat seama că totul a fost delicios. After the beer, beer, beer. Good, good. Oaspeții străini alături de dascălii școlii numărul 7 ne-au declarat că au trăit o experiență inedită. Cei mai mulți dintre ei nu au mai participat la un proiect european de acest gen, iar ceea ce au găsit la Giurgiu și felul în care au fost primiți le vor rămâne în amintire. După masa copioasă de la atelierul de gătit, dascălii au fost primiți de conducerea Consiliului Județean și nu oricum, ci cu flori, cadouri și multe gânduri bune. Este o onoare pentru mine că și eu am fost elev al acestei școli cu foarte mulți ani. Importanța acestor tradiții culturale și de bucătărie românească și au ținut să ne mulțumească într-un fel nouă părinților făcându-ne cadou aceste cărți cu rețete ale unui mare om care a cunoscut bine toate regiunile țării și a cules folclor și rețete din țara românească. Vineri, în ultima zi a proiectului derulat la Giurgiu, profesorii străini și români, dar și copiii care îi însoțesc, vor vizita Palatul Parlamentului și Muzeul Cotroceni.